Mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi. Dacă guvernul tehnocrat nu este o înșelătorie, mandatul domnului ministru s-ar termina la termen odată cu alegerile din toamna acestui an. În aceste condiții, când mai e vorba doar de câteva luni, planurile, proiectele privind construirea de spitale regionale, de schimbarea programelor privind cancerul și altele, modificarea structurii rezidențiatului și așa mai departe, mi se pare că sunt propuneri care exced mandatului domnului ministru. Domnule ministru, cu tot respectul, știu numele bun pe care l-aveți ca medic și ca manager. Ceea ce urmează să vă spun nu are nicio legătură cu respectul meu care este integral față de dumneavoastră ca persoană și nu este în niciun caz o formă de atac. Respectuos vă rog să luați în calcul demisia dumneavoastră din funcția de ministru, considerând că asta este un gest de responsabilitate și de normalitate. Nu este nimic rușinos în ceea ce vă propun și nu este nimic degradant în a vă asuma responsabilitatea unor situații grave cărora nu le-ați făcut față. Cu tot respectul vă spun acest lucru și cu toată durerea că suntem în situația în care o criză care a determinat moartea unor copii nu a fost tratată ca o criză, ci ca un eveniment de presă.